Astăzi am să vă arăt câți oameni din România tranzacționează la Bursa de Valori București. Conform acestui grafic, peste 130.000, ca să rotunjim să ne fie mai ok la calcul, peste 130.000 de investitori realizează tranzacții la Bursa de Valori București. Prin septembrie 2018 putem observa că am înregistrat cel mai jos nivel din punct de vedere al tranzacțiilor și al investitorilor, dar urmând ca apoi în 2022 să ne revenim considerabil. În continuare consider că din populația României, care este 19 milioane de locuitori, asta în 2021, numărul investitorilor care realizează tranzacții este mult prea mic și nu putem vorbi de un volum extrem de mare așa cum au alte țări. Și pentru asta am să vă prezint câteva țări care au un procent destul de mare, cum ar fi SUA, care are 55%, UK, care are 33%, China, care are 13%, India cu 3%, Brazilia cu 2%, Indonezia cu 1% și așa mai departe. Adrian Tănase afirmă pentru BVB următoarea informație: creșterea numărului de investitori trebuie să evolueze mai accelerat pentru a avea o piață dezvoltată. Ținta este de a ajunge la 500.000 în mai puțin de 5 ani, de la 200.000. Aici jos avem BVB și propune ca numărul de investitori prezenți pe piața locală să crească de la 128.000 la 200.000 anul acesta și la 500.000 în mai puțin de 5 ani, așa cum v-am menționat mai sus. Deci ar trebui să ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an numărul de investitori să ajungă în jur de 200.000 la BVB. Acum poate vă întrebați, băi, cu cine ajută acest număr? Adică de ce să fim mai mulți? Păi cu cât suntem mai mulți, cu atât este mult mai bine, pentru că banii se introduc în piață și evident valoarea acțiunilor o să crească. Mai departe avem aici câteva informații destul de interesante. În 2022, la finalul primelor 10 luni, la BVB erau listate 376 de companii, 83 pe piața reglementată și 293 pe sistemul multilateral de tranzacționare. În acest an, până la data de 1 noiembrie, au avut loc 210 ședințe de tranzacționare, în care au fost realizate peste 1,43 de milioane de tranzacții cu toate tipurile de instrumente financiare. Tot mai mulți români investesc la bursă pentru că piața de capital a devenit fără echivoc cea mai atractivă opțiune de amplasare a economiilor. Este prima dată când 128.000 de investitori sunt prezenți la bursa românească și acest lucru demonstrează că piața de capital capătă o importanță deosebită în planurile financiare ale românilor. Încă un exemplu care ne dă încredere că bursa se dezvoltă în direcția bună este dat chiar de evoluția acțiunii BVB ca emitent. Acțiunile BVB au ajuns la maximul ultimelor 5 ani, iar investitorii care au avut răbdare au fost răsplătiți. Performanța acțiunilor BVB doar în cursul anului 2022 este de 34,4%, incluzând și dividendele, a declarat Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori București. Tot mai mulți români se îndreaptă către bursă, dar aici devine o mică problemă, pentru că ar trebui să luăm un calcul dacă românii care se îndreaptă către bursă sunt pregătiți din punct de vedere financiar și dacă știu ce fac cu banii lor. Pentru că și aici devine o problemă. Lichiditatea medie zilnică a ajuns la 86,6 milioane de lei, echivalentul a 17,5 milioane de euro în perioada ianuarie-octombrie a acestui an, ceea ce corespunde unei creșteri de 17,5% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Pentru cei ce sunt la început, poate intra de pe calculatorul său pe Tradewheel, iar cum veți intra, veți avea fix această imagine. La top 5 randamente ați putea observa companiile care au crescut în ultimele 12 luni cel mai mult sau de la începutul anului. Putem observa BVB cum a crescut cu 62%, Transgaz, Transport Rate Service și așa mai departe. Acestea sunt niște companii foarte interesante. Trebuie să urmărite, trebuie să analizate și fiecare român, fiecare persoană să fie responsabilă de decizia pe care o ia. Pentru mai multe videoclipuri am creat playlistul investiții, în care vorbesc despre mai multe companii, anunț dividendele fiecarei companii, planurile de dezvoltare și inclusiv anumite criptomonede care au un potențial foarte mare în următorul bull market. În continuare vreau să menționez că România și mai ales românii sunt foarte puțini băgați pe bursă și acest lucru este unul foarte în dezavantajul
tuturor, ca să nu zic așa, dar mai ales în dezavantajul persoanei care nu este pe bursă, iar pentru asta am să fac un videoclip diferit, separat, dar am să vă pot oferi acum 2-3 informații destul de interesante. În momentul în care o persoană investește, are de câștigat atât cel care investește, cât și cel care a investit deja. Nu este un dezavantaj dacă cineva intră pe bursă să cumpere anumite acțiuni, pentru că amândoi vom avea de câștigat. Acțiunea va crește, noi vom primi dividende dacă va fi cazul, iar cine vinde e problema lui, dacă iese pe minus sau dacă iese pe plus, foarte bine. Cam asta am avut de prezentat în acest videoclip, chiar am vrut să vă aduc la cunoștință câți români tranzacționează la BVB. Dacă v-a plăcut, de asemenea, abonați-vă la canal, lăsați un like și un comentariu și noi ne vom revedea în următorul videoclip. La revedere!